vrea să vorbească despre Părintele Sofian? Sau dacă vreți, vă mai gândiți și între timp... domnul Ionescu, da, uitați. Domnul Ionescu, da, vă rugăm. L-a cunoscut bine pe Părintele Sofian. Am avut acest dar pe care l-am primit cu mare bucurie. L-am cunoscut pe Părintele Sofian între anii 80 și când s-a dus la Domnul. Sunt foarte multe lucruri de spus despre Părintele Sofian. Mă uit acum în sală și am fost și la ea și la simpozionul care a fost. Și mă gândesc așa, oare câți oameni vor fi trăind în lumea asta în acest moment, care l-au cunoscut și care i-au rămas, în care în al căror suflet Părintele Sofian a rămas pentru totdeauna. Sunt multe de spus. Aș vrea numai să spun, mi-a venit acum în minte și aș vrea să vă împărtășesc și cu dumneavoastră o scenă la care, pe semne că mulți din cei de față au asistat, într-o seară la mănăstirea Antim, când mănăstirea nu era plină, era un grup care ne strânsesem în jurul altarului pentru că Părintele Sofian nu vorbea foarte tare. Și Părintele Sofian ne vorbea despre cum ar putea să fie viața noastră dacă o trăim cum trebuie pe acest pământ, cum ar putea să fie viața noastră dincolo. Și la un moment dat a ajuns la propoziția, s-ar putea întâmpla să vă întâlniți cu Maica Domnului față către față. Fac o paranteză, cum știți foarte bine, Părintele Sofian avea o evlavie deosebită față de Maica Domnului. Și la gândul că ar putea să o vadă față către față pe Maica Domnului, Părintele Sofian a lacrimat. Și a făcut eforturi mari să se stăpânească, n-a reușit. Și a lacrimat. Și au urmat, eu știu, câte secunde, câte minute, că n-am măsurat nimeni, în care Părintele stătea pe solei lacrimând, iar iar credincioșii lacrimau și în biserică. A fost un moment deosebit, un moment de grație divină. Și sunt și acum convins că Maica Domnului era de față. Și dacă nu cumva, Părintele Sofian o și vedea. Cam ăsta era felul în care se petreceau lucrurile la mănăstirea Antim și ăsta era Duhul care domnea acolo. S-a discutat și se discută despre canonizarea Părintelui. Am fost la un mandat cu un alt ierarh în aceeași cameră și când a venit vorba despre Părintele Antim, însu a zis, fără nicio ezitare, l-am pus în rândul Sfinților. Este o părere pe care toți cei care l-am cunoscut pe Părintele Sofian împărtășim. Și îmi dau seama acum că discuțiile despre Părintele Sofian, în loc să se estompeze în măsură ce trece timpul de când a părăsit lumea asta, din potrivă, se înmulțesc. Iată, acum au trecut nici o lună de când a fost simpozionul de la Iași. Să fie acesta un semn să dea Dumnezeu ca urmele pe care le-a lăsat Părintele Sofian în cei care l-au cunoscut și prin noi și în cei care nu l-au cunoscut, dar aud vorbindu-se de el, aceste urme să se accentueze, așa cum moaștele unor sfinți s-au descoperit prin miracol, așa și sfințenia Părintelui să se răspândească și să avem, așa cum spunea Părintele înainte, bucuria nespusă de a-L vedea pe Părintele într-o raclă la mănăstirea în care a trăit atâta vreme. Vă mulțumesc!